Bună ziua! Vă mulțumim că ați răspuns invitației de a participa la conferința de presă a Alianței USR Plus, Maramureș. Anul trecut, în 2019, am avut două runde de alegeri europarlamentare și prezidențiale. Alegeri în care atât băimărenii cât și maramureșenii și-au arătat un sprijin ridicat față de Alianța USR Plus. Am creat un val de așteptare care ne-a determinat să mergem și în următoarele runde de alegeri împreună, respectiv la alegerile locale și alegerile parlamentare. Zilele trecute am ajuns împreună cu colegii noștri de la Plus la un acord pentru a participa cu liste comune la Consiliul Local Baia Mare, la Consiliul Județean Baia Mare și pentru a susține candidați unici ai Alianței de Dreapta USR Plus la Consiliul Județean Maramureș și la Primăria Municipiului Baia Mare. Alianța USR Plus reușește să facă, să formeze acel pol de dreapta care să se opună polului de stânga format de actualul primar al municipiului Baia Mare și de către președintele Partidului Social Democrat, Gabriel Alerzetea. În continuare, alături de colegii mei, vom încerca să realizăm această alianță, să o încheiem în toate cele 76 de autori din județul Maramureș și vom veni în fața alegătorilor la alegerile din 27 septembrie cu candidați profesioniști, cu candidați integri, cu candidați care au creditul de încredere din partea alegătorilor și alături de care sperăm să obținem un rezultat cel puțin la fel de bun ca la alegerile europarlamentare și cele prezidențiale. Îi am alături de mine pe președintele Plus Maramureș, Florin Barbur, pe Vlad Emanuel Duruș, candidatul Alianței USR Plus la președinția Consiliului Județean și pe Brian Cristian, candidat la Consiliul Local Baia Mare, pe poziția 2 după Dan Ivan, persoana care voi fi candidatul la Primăria Municipiului Baia Mare din partea Alianței USR Plus. Las pe Florin, colegul meu Florin, să vă povestească câteva lucruri despre alianța noastră la nivel de județ și la nivel de Baia Mare. Bună ziua! Ne bucurăm că sunteți aici și vă mulțumim. Așa cum spunea colegul meu Dan, am ajuns la un acord pentru Primăria și Consiliul Local Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș. Acest acord vine în urma câtorva luni de negocieri în care ne-am propus ca împreună să găsim cei mai buni candidați pentru Baia Mare și pentru Maramureș. Principalele criterii pe care le-am avut în vedere în cadrul acestor negocieri au fost integritatea, competența și capacitatea candidaților de a convinge cetățenii și de a aduce voturi. Considerăm că oamenii pe care îi propunem pentru administrația publică locală reprezintă o alternativă reală la ceea ce a adus PSD în ultimii ani în administrația locală. Am fost în ultimele luni în județ, în mai multe orașe și comune și am constatat prezența unui fenomen destul de ciudat și anume acela a fricii față de primar. În multe orașe și în multe comune din județul nostru, vorbind cu cetățenii, ne-au spus acest lucru, că le este teamă de a spune lucruri, le este teamă de a se implica din frica față de administrația publică locală. Considerăm că acest lucru trebuie să înceteze, considerăm că primarii în funcție nu mai pot șantaja și amenința cetățenii care îi critică sau care spun ceea ce nu merge bine în comunitate și considerăm că e timpul ca oamenii de bună credință să facă un pas în față și să se implice în bunul mers al comunităților din care fac parte. Alegerile locale din acest an reprezintă o oportunitate, o oportunitate pentru băimăreni și pentru maramureșeni, o ocazie de a alege altfel de oameni în administrația publică locală. Așa cum am zis, integritatea și competența au fost principalele criterii și sunt principalele criterii după care ne orientăm în alegerea oamenilor pe care îi propunem pentru a fi votați de către cetățeni. Credem că maramureșenii s-au săturat de corupție, de furt, de incompetență, de nepăsare și aroganța care de multe ori există la unii primari și la unii aleși locali. Oamenii pe care îi aducem în fața noastră vor avea un alt fel de comportament în funcțiile publice pe care le vor ocupa, vor lucra cu adevărat în interesul cetățenilor și nu al interesului propriu sau în interesul unor grupuri locale sau județene. Considerăm că cei care sunt aleși în funcții publice sunt acolo pentru binele comunității,
nu pentru a direcționa bani spre buzunarul propriu sau al prietenilor lor. Vom, așa cum spunea Dan, în următoarele săptămâni vom încerca să facem un acord pe toate OAT-urile din Maramureș și să aducem cei mai buni candidați în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Unul dintre ei, Vlad Emanuel Duruș, deputatul USR de Maramureș, desemnat acum de către ambele formațiuni drept candidat la președinția Consiliului Județean. Sperăm ca alături de USR de Plus să se alineze și celelalte partide de dreapta pentru, repet, pentru a fi o contrapondere împotriva alianței de stânga formate deja de primarul Cătălin Chereche și Gabriel Zedea. Alianța de stânga, centru populistă, nu are domnul primar vreo afinitate politică. Acum, fără să exagerez sau să spun lucruri foarte mari, dar e un mic moment de istorie politică locală. Pentru prima dată în ultimii foarte mulți ani, când principalele forțe reformiste dintr-un județ, care sigur reprezintă forțe reformiste de la nivelul întregii țări, se unesc, își dau mâna pentru a schimba două administrații putrede până măduva oaselor și care ne-au făcut județul și pe noi maramureșenii și băimărenii de râs. Vorbim de administrația Cătălin Chereche, care ne-a dus pe harta infamiei naționale când a câștigat un mandat fiind arestat preventiv, și vorbim de administrația domnului Gabriel Valer Zeta, președinte PSD Maramureș, vicepreședinte PSD la nivel național, care din nou a reușit să ne terfelească numele de maramureșeni când i-a dat titlul de ambasador al județului lui Liviu Dragnea, titlul pe care nici până azi nu l-a retras. Sunt și administrații incompetente, pentru că eu chiar aș sugera maramureșenilor care au ocazia să dea o fugă până în județele învecinate, Sălajul, Bistrița, Năsoul, să vadă cum arată un drum județean, adică aflat în administrarea județului la vecinii noștri. De Cluj nici nu mai vorbesc. Drumurile noastre sunt la un nivel absolut deplorabil. Sigur că a început domnul Zete acum să zgândărească asfaltul cu două luni înainte de alegeri, că așa îi stă lui în fire. Este vorba de o administrație județeană care a dus județul pe nemeritate locuri din coada oricărui clasament la nivel național, fie că vorbim de investiții, fie că vorbim de atragere de fonduri europene, de număr de turiști, pentru că toată lumea consideră că județul Maramureș este un județ eminamente turistic. Nu e chiar așa, dacă vă uitați pe statistici, veți vedea că suntem la mijlocul clasamentului. Repet, la mijloc. Maramureșul merită ceva altceva, merită mai mult, merită să fie din nou pus pe harta performanței din orice punct de vedere, pe orice subiect, și Alianța USR Plus va oferi această alternativă reală, viabilă, reformistă și competentă pentru maramureșeni. Intrăm în alegeri cu gânduri mari de a pune piciorul sănătos în Consiliul Județean și în Consiliul Local și să ne luptăm pentru primăria Baia Mare și pentru președinția Consiliului Județean. Și sigur că scopul nostru este, până la urmă, de a oferi cea mai bună administrație posibilă acestui județ și acestui municipiu. De aceea, așa cum au menționat președinții celor două partide, invităm forțele mai mult sau mai puțin de dreapta, că acum la cât de dreapta sunt cei care se autointitulează de dreapta, nu vreau să intru în această dezbatere. Invităm aceste forțe care, mă rog, se pretind a fi și de dreapta și anti-PSD, nu știu unde e mai mare minciună că este de dreapta sau că sunt anti-PSD, invităm să își facă analiza și să vadă că, într-adevăr, Alianța USR Plus oferă candidați excepționali și să invităm să vină să alăture să ne susțină în acest demers. Pentru că, așa cum am început, vreau să și închei, este pentru prima dată în ultimii foarte mulți ani când două partide reformiste își dau mâna pentru a înlocui două administrații putrede. Noi nu avem legătură nici cu administrația Chereche, nici prin interpuși de familie, nici prin afaceri, și nu avem legătură nici cu administrația Gabriel Zetea PSD. Și dacă vorbim de candidați competenți și integri, vreau să vorbim de Brian Cristian, este colegul meu de la Plus, care va candida pe poziția numărul 2 la Consiliul Local Baia Mare.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Aș dori să vă vorbesc un pic despre modalitatea în care noi ne-am selectat candidații în cadrul celor două partide. În principiu ne-am bazat pe anumite valori și am ales acei oameni care au avut rezultate notabile atât în mediul privat, în sectorul lor de activitate, cât și cei care au făcut anumite lucruri, proiecte concrete cu valoare adăugată pentru comunitate. În acest sens, candidații aleși de către noi, am lucrat cu toții împreună la un program de guvernare locală, chiar cele două partide au lucrat în paralel, urmează zile următoare să armonizăm cele două programe de guvernare. Și pentru asta aș dori în primul rând să intru în câteva principii după care ne ghidăm în viitoarea activitatea noastră. Primul ar fi transparența, în sensul în care vom comunica în timp util tot ceea ce facem, ce ne plănuim, dar și deciziile pe care le luăm, pentru că este foarte important să menținem un dialog tot timpul cu cetățeanul și să vedem cum, ce feedback avem din partea lor. Al doilea principiu după care ne ghidăm ar fi consultarea. Practic, trebuie să ținem cont de opiniile oamenilor pe care îi reprezentăm, dar și de opiniile specialiștilor, pentru că poate de multe ori anumite lucruri pe care concetățenii noștri și le-ar dori nu sunt neapărat fezabile și de aceea trebuie să avem un mix bun între părerile specialiștilor din diverse domenii și consultarea pe care o facem cu cetățenii. Și în al treilea rând ar fi planificarea strategică. Pentru că de multe ori vedem în administrație oameni care vin cu idei de proiecte, poate chiar vin cu anumite firme de consultanță, le fac un proiect de planificare strategică, iar acele proiecte sunt de multe ori abandonate pentru că nu se urmărește ducerea la capăt a acelui proiect, nu se urmărește o strategie pe termen lung. Și de aceea ne dorim ca în toate proiectele pe care le propunem să venim cu o schemă, cu o idee, iar pe acea schemă să urmărim implementarea acestor idei, acestor proiecte care sunt benefice pentru comunitate, chiar dacă aceste lucruri ar fi posibil să se prelungească mai mult de un mandat, să zic așa. De aceea consider că este foarte important să avem această sustenabilitate, această viziune pe termen lung, iar în ideile și în programul de guvernare pe care îl vom prezenta în săptămâni sau în zilele ce urmează, dorim să spunem că majoritatea proiectelor sunt indicate și inclusiv cu sursa de finanțare, pentru că de multe ori anumite măsuri sau anumite promisiuni electorale care se fac rămân la stadiul de povești, rămân la stadiul de idei fanteziste care nu mai ajung să implementeze, iar marea diferență între noi și alte partide care posibil să aibă și candidați competenți este tocmai partea asta de implementare. Faptul că spunem ce facem, facem ce spunem și ne ducem tot timpul ideile la capăt. Vă mulțumesc! În continuare a ceea ce a spus Brian, vreau să vă asigur că atât în campania la municipiul Baia Mare, cât și în cea de la județ, Alianța USR Plus va veni cu proiecte concrete, cu proiecte de dezvoltare a municipiului și a județului. Într-adevăr, nu putem contesta că atât municipiul cât și în județ s-au făcut unele lucruri timp de 30 de ani. Am mai asfaltat o stradă, am făcut un loc de joacă, am mai amenajat o zonă verde, dar aceste lucruri nu sunt suficiente pentru a dezvolta comunitatea pe termen mediu și lung. Vom veni cu proiecte care să dezvolte Baia Mare. Eu sunt convins că împreună putem dezvolta Baia Mare, eu sunt convins că împreună putem aduce viitorul acasă.